Bună ziua, domnul Cristian Pârvulescu, decan al Facultății de Științe Politice. Este invitatul meu de astăzi la Puterea Știrilor. Bună ziua, domnule Pârvulescu, și vă mulțumesc că ați revenit în studioul nostru. Bună ziua, vă mulțumesc pentru invitație. Klaus Iohannis și-a reînnoit mandatul aseară, iar PSD a pierdut cu un scor rușinos. Ce urmează pentru PSD după această înfrângere, repet, rușinoasă, de 33% ultimul 34. În fond, astea sunt date statistice. Important este că a obținut un scor foarte scăzut, cu 1.200.000 de voturi mai puțin decât reușea în urmă cu 5 ani Victor Ponta. Acesta este numărul care trebuie avut în vedere. Știam că PSD-ul are o capacitate de aproximativ 4.500.000 de voturi la turul 2. N-a mai putut să o realizeze, iar votul din diaspora a fost strivitor. 93%, mai bine de 93% voturi pentru Klaus Iohannis este un semnal categoric, mai ales că prezența a fost incredibil de mare. Ne așteptam la o prezență apropiată de cea de la primul tur, care era oricum o prezență fără precedent, era de 675.000, prezența a fost de 950.000 de votanți și acest lucru a contat. Să vă dau o dimensiune exactă, 950.000 înseamnă 5% din cei 18 milioane de votanți înscriși pe listele electorale din România, deci este un număr semnificativ. Până acum, în alegerile prezidențiale, și uneori diaspora a jucat un rol important, ca acum 10 ani, 2009, vorbeam de sub 1% sau 1%. 5% reprezintă deja enorm. Acum, și aproape mobilizarea 10... a fost mult mai mare. A fost mult mai mare și doamna Dăncilă a făcut tot posibil să mobilizeze electoratul împotriva sa, numindu-l ăștia. Mă întrebați ce poate face PSD? Are două alternative. Sau rămâne în această situație și criza se accentuează cu riscuri foarte mari, pentru că anul viitor e un an electoral, un an esențial pentru un partid cartel de tipul PSD-ului, adică un partid care cartelizează aleși locali. Există o confederație de aleși locali, aleșii locali vor să aibă acces la resurse și nu au în momentul de față acces la resurse. El, odată ce doamna Dăncilă a plecat din poziția de prim-ministru, s-a cam încheiat. Și atunci primarii, în mod normal, pentru că n-au nicio ideologie, se vor reorienta. Nu se vor putea reorienta spre marile partide câștigătoare, PNL în primul rând, sau USR, și atunci se vor orienta spre partide mai mici, unii le considerau gata dispărute, cum este ALDE. ALDE are o relație ambiguă cu guvernul, sprijină guvernul, nu face parte din guvernare și se poate reconstrui. Mă veți întreba, poate... De ce nu Victor Ponta? De ce nu Victor Ponta? Victor Ponta a reușit performanța de a își eroda foarte rapid imaginea. Câștigător al moțiunii de cenzură din 10 octombrie, fără Victor Ponta, e greu de crezut că s-ar fi obținut majoritatea necesară pentru răsturnarea guvernului Dăncilă, a încercat să-și folosească potențialul de negociere, potențialul de șantaj al lui Sartori, politologul italian care analiza coalițiile parlamentare, încercând să obțină foarte mult și intrând în conflict cu propriul său partid. Părăsit de vicepreședinței partidului, în incapacitate de a-și recupera imaginea, Victor Ponta în momentul de față nu reprezintă un reper pentru primarii PSD. Primarii PSD vor să se ducă la cei care au acces la resurse. Ori Călin Popescu-Tăriceanu și ALDE, slăbiți și cu câțiva parlamentari, au un acces mai mare la resurse decât ar putea asigura Victor Ponta. Nu știu dacă ceilalți reprezentanți ai Pro-România, mă refer la domnul Sorin Câmpeanu, la Daniel Constantin, chiar la Mihai Tudose, nu vor avea acces într-un fel sau în altul la resurse, dar pentru moment liderul partidului este Victor Ponta și el nu asigură acest acces. Punct. Își va da Viorica Dăncilă demisia, va renunța sau așteaptă să fie constrâns? E greu să anticipez. Dar așa cum ne-am obișnuit să o vedem pe Viorica Dăncilă, nu cred că își va da demisia. Va trebui obligată să-și dea demisia. Acum să fim serioși, și nici Adrian Năstase nu voia să-și dea demisia, situația din partid l-a obligat să treacă pe un pas înapoi și până la urmă a fost sacrificat, nici Mircea Joană, nici Victor Ponta, deși Victor Ponta a fost conștient în seara zilei alegerilor prezidențiale de acum 5 ani,
că partidul nu poate mai mult și că trebuie neapărat găsit o alternativă. Că PSD-ul ar trebui să rămână un fel de partid pubelă în care ceea ce nu se poate reforma rămâne, urmând să se construiască un partid nou. Numai că acel partid nou n-a putut să fie construit în jurul lui Victor Ponta atât de repede încât să fie o adevărată alternativă la PSD. Gândiți-vă că Victor Ponta este, din punct de vedere ideologic, destul de inconstant. După 2015 s-a orientat spre naționalism cu PRU, Partidul România Unită, care are un mesaj profund xenofob, după care a încercat să preia elementele de stânga din PSD, nemulțumite de orientarea anti-europeană și antisocială a partidului și antiprogresistă, construim pro-România. Dar și acest mesaj este destul de confuz în momentul de față. În situația dată, PSD-ul nu are nicio orientare ideologică, pentru primar nu există în proximitatea, așa zis, ideologică, nicio soluție. Deci mă aștept ca aceștia să părăsească cu sutele partidul în lunile următoare, îndreptându-se spre alte partide. Asta, frica de acest lucru, îi va face pe cei din conducerea PSD-ului să oblige pe doamna Dăncilă să facă pasul înapoi, să-și asume eșecul pe care nu îl recunoaște. În prima luare de cuvânt, Viorica Dăncilă explica că este vorba de un succes. Adică cel mai prost spunea scor... Spunea că e același scor ca cel de la parlamentare. Numai că aici e o mică diferență. Trebuie să spunem că, spre deosebire de parlamentare, când prezența a fost de 39%, de data asta prezența a fost de aproape 55%. Deci cu 15, aproape 16% mai mult. Ca urmare, ar fi trebuit să se vadă această situație și în votul pentru PSD. Nu s-a văzut. Nu s-a văzut în niciun fel. Vă dau un exemplu. O prezență asemănătoare la vot a fost la primul tur al alegerilor prezidențiale din 2014. Victor Ponta obținea 4 milioane de voturi. Mai bine de 4 milioane de voturi. Deci în condițiile acestea, întrebarea normală este unde sunt ele? De ce? Cum poate să spună că a reușit să recupereze? Pentru că nu a reușit să recupereze nimic. De fapt, PSD-ul este un partid care poate mobiliza electoratul, dar la o prezență redusă la vot. În momentul în care prezența la vot depășește 40%, în momentul în care electoratul liber, electoratul de opinie, se prezintă la vot, PSD-ul începe să aibă probleme foarte serioase. Și s-a văzut încă o dată acest lucru. Și asta va avea consecințe. Deci mulți cred că intrăm în scenariul din 2015. Guvernul Cioloș ar fi în momentul de față asemănător guvernului Orban și într-un an de zile s-ar deprecia foarte mult. Nu e același lucru. Pentru că primarii au alegeri oricum în 6 luni de zile. Deci oricum trebuie deci să aibă o situație clară. Deci anticipată sau... Nu, și vă dați seama, primarii au încercat să mobilizeze cât au putut de mult pentru a dovedi că în localitățile lor controlează situația. Dacă ne uităm pe situația multor localități dominate de primari PSD, ea nu este deloc bună. Sigur că votul obținut de doamna Dăncilă ar putea fi un vot interesant dacă se menține sistemul de alegere actual pentru primar, într-un singur tur. Dar chiar și așa, dacă opoziția penelistă și useristă din acele localități prezintă un candidat unic, primarul are o mare problemă. Majoritatea electoratului activ poate să voteze împotriva lui. Deci primarii au primit semnalul de avertizare și sunt foarte atenți. Primarii își doresc să fie reale și au creat un sistem politic care le este favorabil. Suntem în acest impas pentru că nu am reușit să reformăm nivelul local al administrației românești. Dar ei vor încerca să joace cartea în următoarele luni. Este vital. Așa cum e vital pentru România să reformeze, pentru primari este vital să împiedice orice reformă. Exact. Dar există în PSD în momentul acesta un om care ar putea să preia partidul din mâna Vioricăi Dăncilă? Probabil că cea mai bine plasată ca imagine publică este Gabriela Firea, primarul general al Bucureștiului. Nu mai este în cel mai bun moment, dar în orice caz are o figură publică. În măsura în care va reuși să se coalizeze cu alți lideri importanți, spre exemplu cu domnul Ciolacu, ar putea obține sprijinul multor organizații, astfel încât să o debarce pe Viorica Dăncilă. Asta nu îi asigură succesul alegerilor generale, dar în orice caz poate asigura partidului balonul de oxigen
necesar. Iar doamna Firea s-a comportat permanent ca un contracandidat la președinția partidului. A încercat, ne aducem aminte, să facă opoziție împotriva lui Dragnea, nu a reușit, a fost aproape eliminată din partid. Aseară a fost lângă Viorica Dăncilă. Era normal. Era normal și vedeți o diferență clară de fotografie. Lângă Iohannis nu erau decât bărbați. Primele femei nu intrau în cadru. Era vorba de Gorghiu și de Turcan. Nu intrau în cadru. Pe de altă parte, Dăncilă a fost încadrată de femei. Este un, cel puțin din punctul ăsta de vedere, ca imagine, s-a transmis un semnal clar că este un partid care e deschis și către reprezentarea femeilor. Sigur că aveam două viziuni diferite asupra politicii, în stânga și în dreapta doamnei Dăncilă. Și era bine că doamna Olguța. Olguța era în dreapta, așa în dreapta. Unde era locul. Olguța Vasilescu era în dreapta, vine de la PRM, este în mare măsură artizan acestui eșec, pentru că este cea care a orientat campania electorală pe teme xenofobe și rasiste. Atacurile împotriva lui Klaus Iohannis sunt de notorietate și care au scăzut. O campanie de fake news. Da. Acum știți, având în vedere diferența clară din sondajele de opinie între candidați, campania negativă se impunea. Tehnic discutând, o campanie pozitivă nu avea nicio șansă, pentru că nu aveai ce lucruri pozitive să prezinți. Și atunci au încercat campania negativă pentru a crește cumva procentele. Ceea ce au reușit însă prin campania negativă, ca de multe ori, ca în 2014, spre exemplu, a fost să mobilizeze electoratul, o parte din electoratul indiferent, care nu agrează niciun fel campaniile negative și mai ales falsurile evidente. În diasporă, cel puțin, lucrurile astea a fost cât se poate de clar. Deci s-a votat împotrivă. S-a votat împotriva Ioricăi Dăncilă. Pe modelul 2014, pe modelul 2009, pe modelul 2004, pe modelul 2000, de fiecare dată în România, în al doilea tur al alegerilor prezidențiale, s-a votat împotrivă, dar asta nu l-a împiedicat pe președintele ales să aibă legitimitate. În 2000, pentru că singurele alegeri cu care le putem compara pe cele de acum sunt cele din 2000, Vadim Tudor era înfrânt cu același scor ca Viorica Dăncilă astăzi, cu 33-34%, pentru același tip de mesaj. Și nici atunci n-am avut dezbatere. Dar e o mică diferență. Iohannis este mult mai întărit decât ieșea Iliescu din alegerile din 2000. Pentru Ion Iliescu, care era dat învingător de sondaje deja din 1999, nu era o problemă să câștige, era o problemă legitimitatea în raport cu Occidentul. Un contracandidat de extremă dreaptă îi asigura această legitimitate. Și atunci strategia PSD-ului pe DSR la acea vreme a fost simplă, să divizeze candidații opoziției. Și am avut mai mulți candidați ai opoziției, unul de la PNL, unul de la PNC. Isărescu era candidatul CDR 2000, adică al PNC, Stolojan candidatul PNL, Meleșcanu el însuși era candidatul unui partid care era plin de speranță și s-a evaporat după acele alegeri, era PR. Acum, Iohannis este un candidat care reușește să confirme după un mandat. Nu avem momentul acela dificil din 2009. Ne aducem aminte că nu știam cine a câștigat alegerile. Nu. Avem un președinte care obține al doilea mandat succesiv, senin, și cu un mesaj cât se poate de clar. Pentru partidele politice nu e un anunț foarte plăcut. Klaus Iohannis are legitimitatea votului popular, a obținut un scor clar ca procente, dar și ca număr, are aproape 200.000 de voturi mai mult decât acum 5 ani. La o prezență mult mai mică. Aici este cu 9% mai mică decât la al doilea tur de scrutin. Deci are întreaga legitimitate ca să imprime politicii românești o anumită direcție. Și în discursul său de învingător a lăsat să se înțeleagă care va fi acea direcție. Va fi un președinte implicat și va interveni în activitatea guvernamentală. Deci avem un guvern prezidențial. Ludovic Orban este reprezentantul lui Klaus Iohannis, dar nu avem majoritate prezidențială în Parlament. Pentru Klaus Iohannis, pentru a-și pune reformele în aplicare, e nevoie de acea majoritate din Parlament. Există o majoritate guvernamentală negociată de Orban, dar acea majoritate guvernamentală nu este o majoritate
pentru reforme. Este o majoritate mai mult de conjunctură. Pentru administrare. Atât. Este pentru a administra în acest moment treburile statului. Pentru a administra deficitul și a negocia cu Comisia Europeană și pentru a pregăti alegerile de anul viitor. Ăsta este mandatul pe care l-a dat Parlamentul actual. Orice a spus Klaus Iohannis a fost, avem nevoie de o nouă majoritate. O nouă majoritate nu se poate prin negocieri. O nouă majoritate nu se poate decât prin alegeri. Ceea ce îmi sugera că putem avea în vedere alegeri anticipate, chiar dacă scenariul este greu de pus în aplicare, iar la dezbaterea pe care Klaus Iohannis a acceptat-o cu jurnaliștii din urmă cu o săptămână, Klaus Iohannis vorbea despre posibilitatea alegerilor anticipate. Spunea că nu este de părere că nu se pot organiza, dar că trebuie găsite formule. Miza, de fapt, alegerilor nu era victoria lui Iohannis. Era evidentă pentru toată lumea. Cât de importantă va fi această victorie pentru a imprima personalitatea sa viitoarei guvernări. A fost atât de importantă încât măcar câteva luni de zile partidele politice or să trebuiască să o accepte. Spuneați dumneavoastră că mulți primari socialdemocrați se vor duce fie către ALDE, fie către, nu știu, alte partide. Ce se va întâmpla cu PSD în aceste condiții și la anul sunt alegeri parlamentare unde PSD trebuie să-și reîntărească poziția. Dar dacă nu câștigă alegerile locale și alegerile parlamentare sunt la termen, PSD nu va avea cum să câștige. Nu va avea cum să câștige pentru că există o relație directă între, mai ales la prezență redusă la vot, între capacitatea primarilor de mobilizare și rezultat. Era evident pentru oricine că PSD va câștiga alegerile din 2016 în condițiile în care în iunie obținuse 55% dintre primari. Lumea se uita doar la rezultatul de la consiliile locale și județene. Dar în realitate, la o prezență redusă la vot, fiecare primar are propria sa clientelă. Majoritatea primarilor PSD sunt primari din zona rurală. Dacă vă uitați pe alegerile din 2016, o să vedeți că zona rurală a dominat ca prezență zona rurală. Deci primarii și-au adus zestra lor electorală și au primit, mai mobilizați. Da, au putut mobiliza, dar au și primit în schimb de la Dragnea ceea ce așteptau. Măriri de salarii, resurse, care au afectat dezvoltarea României. E bine, dacă nu vor câștiga alegerile locale, vor putea spera la foarte mult la alegerile parlamentare. Și invers, PNL-ul ar putea să devină un partid important, pentru că până acum este doar un partid din sondaje, a câștigat alegerile europene, n-au o miză politică internă, au câștigat alegerile prezidențiale, n-au o reflectare aceste alegeri în Parlament. Ar putea deveni important în momentul în care devine primul partid al alegerilor locale din România. Și cum vă spuneam, aceștia n-au ideologie. Aceștia n-au decât o singură viziune. Resursa guvernamentală să ajungă cât mai repede la ei. N-au bani, sunt 2000 de localități din țara asta care sunt falimentare. 2000 de localități care n-ar trebui să existe. E o reformă locală întârziată. Deci noi avem 3400 de localități și mai mult de jumătate dintre ele nu au resurse. O localitate a fost înființată pentru că avea capacitatea să se gestioneze singură. Nu este problema guvernului central să asigure funcționarea unei localități. Dacă nu mai are argumente economice să existe, nu mai trebuie să existe. Nu înseamnă că oamenii trebuie să dispară de acolo, nu. Înseamnă că trebuie să gândim o altă organizare administrativă pentru acele localități. 2000 de primari. Vorbesc de 2000 de primari care sunt înspăimântați că o reformă administrativă ar putea să le desființeze posturile. Vă dați seama că vor lupta cu energie. Și aici vom vedea cât de talentați, cât de inteligenți vor fi peneliștii pentru a-i putea convinge că interesul național e mai important decât interesul lor. PSD a mai rămas cu 5 județe. Ne uitam la harta României, colorată mare majoritate în albastru. A pierdut și inclusiv județul Dolj. Da, dar lumea dă importanță Doljului pentru că Olguța Vasilescu venea din Dolj și uită Buzău, care a votat la primul tur de asemenea cu Viorica Dăncilă, de unde este președintele Camerei Deputaților. Altă figură importantă a partidului. Deci, practic, au fost dezavoați în județele lor cam toți liderii PSD, cu excepția a trei județe din Oltenia, din cinci,
Doljuș și Vâlcea. Vâlcea nici la primul tur n-a votat Dăncilă. Și Giurgiu și Teleorman, care sunt și județe unde gradul de sărăcie e foarte mare. Și o să vedem că putem să spunem, e un vot social, sau putem să spunem, gradul de dependență al electoratului rural din acele zone față de primar e foarte mare. Și cred că mai degrabă a doua ipoteză este cea care explică de ce s-a votat așa. Sunt județele sărace ale României. O să spuneți, dar județele sărace din Moldova de ce nu votează astfel? Păi să vă uitați la vot, sunt depopulate. De asta nu votează altfel. Și oamenii care au plecat de acolo și au plecat aproape jumătate din populația unor județe, au transmis semnale clare din diaspora către cei care au rămas acasă, cam cum ar trebui să voteze. Și asta se vede. Deci diaspora nu numai că a votat, dar a influențat și votul din România. Dar ce i-a mobilizat așa pe cei din diaspora? Dar au ieșit într-un număr atât de mare la vot, aproape un milion de voturi. Adică, dacă totuși, haideți să facem o analiză la rece. Au ieșit aproape un milion, mulți, dar sunt 4 milioane. Ceea ce înseamnă că 25% au ieșit din cei aproape 4 milioane, nu avem cifre exacte, dar bănuim că sunt 4 milioane. Totul indică 4 milioane, luându-ne după datele pe care ni le dau institutele de statistică din țările Uniunii Europene. E bine, asta înseamnă că ar trebui să găsim totuși un sistem electoral care să le permită tuturor să voteze și celorlalți. Și atunci România ar arăta cu totul altfel. Și sistemul electoral la care mă gândesc este votul pe internet, care ar schimba radical România. Gândiți-vă, mulți spun diaspora votează, dar nu are reprezentanți în Parlament. Este o eroare. Este o eroare gravă pe care o fac, pentru că diaspora este înregistrată în România. Acești oameni au carte de identitate în România și au un domiciliu în România, pentru care plătesc impozite, pentru care fac investiții și așa mai departe. Deci ei sunt reprezentați. Haideți să le dăm posibilitatea să voteze pe internet în acele localități. Ia gândiți-vă că acești oameni ar putea vota la alegerile locale pe internet, așa cum se întâmplă în Estonia. Deci ar fi mult mai mare numărul de voturi. Nu numai că ar fi mult mai mare, dar votul ar fi altfel. Pentru că cei care controlează votul, primarii, care dau ajutoare sociale și care se joacă pe câteva sute de voturi, ar trebui să se confrunte dintr-o dată cu locuitorii ai acelor localități, care muncesc din greu și care vor ca acele localități să fie altfel administrate. Trăim în secolul 21 sau în secolul 19? De ce mai folosim buletinul de vot când avem 4 milioane de români în străinătate? Pentru că dacă pentru mine, pentru dumneavoastră și pentru cei din țară care ne urmăresc acum, a fost simplu să mergem la secția de vot, pentru cineva din diasporă a însemnat minimum 10 euro efort. Unii au avut de făcut 10 de kilometri, alții poate au făcut sute de kilometri. Deci au făcut eforturi mult mai mari. Acești un milion de oameni au considerat că trebuie să transmită un semnal. Și au transmis acest semnal pentru că le pasă. Pentru că aceasta rămâne țara lor. Pentru că vor ca această țară să le asigure, când se vor întoarce înapoi, condiții apropiate de cele pe care le au acolo. Credeți că se vor întoarce? Probabil că mulți se vor întoarce. Cei foarte tineri și care au copii, care sunt educați acolo, nu se vor mai putea întoarce, pentru că acei copii de altfel nici nu votează. Unii dintre ei au ajuns deja la maturitate, cunosc câteva cazuri, nu mai sunt preocupați de ceea ce se întâmplă în România. Dar părinții, da, odată ce se vor apropia de pensie, că nu vor mai putea munci cu tot atât de multă energie, se vor întoarce în România. Și vor ca în România să găsească condiții apropiate, nu identice, ca cele pe care le au în statele lor. Mulți se vor întoarce. Nu toți și-au tăiat legăturile cu România. PNL e de departe câștigătorul celor două tururi. Klaus Iohannis, nu știu dacă și PNL. Klaus Iohannis este mai mult decât PNL. Klaus Iohannis este mai mult decât PNL și USR. Klaus Iohannis este un fenomen în sine. Este un politician care nu vorbește, care nu electrizează prin discursuri, dar care atrage votul. Este un strateg care a gândit un fel de război de poziții din vreme și a câștigat etapă cu etapă. Din punctul meu de vedere, și vă spuneam într-o altă întâlnire aici, în studioul dumneavoastră, primul tur al alegerilor prezidențiale a fost referendumul din 26 mai. Câștigat clar. A fost o inițiativă strategică riscantă, dar în 26 mai Klaus Iohannis deja câștigase alegerile prezidențiale. Scorul acela
pusese deja PSD-ul într-o situație foarte complicată. Suntem în continuare a acelei strategii. Dar dacă până acum Klaus Iohannis a strâns voturi, acum are atât de multă putere și legitimitate încât va trebui să și creeze ceva. Responsabilitatea este direct egală cu voturile sale. E Klaus Iohannis, nu-i PNL-ul. Dar Klaus Iohannis dispare. Ce mai rămâne din PNL? Klaus Iohannis este cel în jurul căruia s-au unit două partide care erau incompatibile și care au avut o mare dificultate să creeze o organizație comună. PNL și PDL. Astăzi vedem mai puțin pedeliști în prim planul PNL-ului. Și pentru că Orban a câștigat alegerile din interior și vine din fostul PNL. Dar oricum, aceștia rămân. Ori această imagine de partid care nu și-a rezolvat încă problemele interne va continua să existe și realitatea e pe teren. Deci vom avea o surpriză la alegerile de anul nu, viitor? Nu, nu cred că la alegerile de anul viitor, pentru că Klaus Iohannis rămâne încă un politician activ. Deci va trage în continuare da, PNL-ul? Dar există 2024. În 2024 vom avea toate alegerile în același timp. Deci vom avea, este un an incredibil, alegeri locale, europene, parlamentare și prezidențiale. În 2024 Klaus Iohannis nu va mai putea candida alegerile prezidențiale. Va avea 65 de ani. Oricum se va retrage. Are două mandate. Deci va trebui PNL să scoată un nou... Nu, va trebui PNL să-și găsească propriul său echilibru și propria sa vocație. Deci sub protecția lui Klaus Iohannis s-a supraviețuit și s-a reconstruit. Dar de aici și până la a deveni un partid instituționalizat de sine stătător, mai e încă destul de mult. Domnule Cristian Pârvulescu, eu vă mulțumesc pentru prezența dumneavoastră alături de noi și vă mai așteptăm cu mare drag pe noi. Cu cea mai mare plăcere. Vă mulțumim. Mulțumesc.